La sfârșitul săptămânii trecute, tinerii luptători de greco-romane de la Dunărea Giurgiu au fost invitați să participe la campionatul interjudețean de lupte de la Râmnicu Vâlcea, denumit Cupa Vâlcii, alături de alte 13 cluburi din sudul țării. Giurgiuvenii s-au făcut remarcați prin performanță. Din 9 copii, 8 au fost finaliști, iar 7 s-au ales cu câte o medalie. Pentru scurtă activitate de un an a secției de lupte, rezultatele sunt îmbucurătoare. Ne dă convingerea că în viitor, când vor avea loc campionatele zonale și finala campionatului național, din secția noastră putem spera la 1-2 sportivi calificați în primii 6 la finala campionatului național de lupte greco-romane. Peste 180 de sportivi au participat la Cupa Vâlcii, iar puștii de la Dunărea Giurgiu au reușit să își impresioneze adversarii și să facă o bună imagine clubului, dar și orașului nostru. Începutul de drum pentru noi a fost promițător, reușind ca la această competiție să avem numărul cel mai mare de medalii cucerite, comparativ cu numărul de sportivi. Din 9, 7 au fost medaliați. Giurgiuvenii vor putea vedea la lucru pe luptători în data de 18 aprilie, atunci când se va organiza un turneu de lupte greco-romane, unde vor participa numeroase cluburi din țară. Tot acolo vor fi prezente și diferite personalități din lumea luptelor românești.